Bună, sunt Violeta și sunt alături de Gigel Coma de la Inter București 2. Bună! Bună seara! Cum a fost meciul în această seară? Foarte greu, având în vedere că am mai jucat două meciuri înainte, am fost foarte obosiți și se vede, cu vârsta ne antrenându-ne, mi-a fost foarte greu. Ce ne puteți spune despre echipa adversă? O echipă foarte bună, cu condiție fizică mai bună decât a noastră la al treilea meci și ne-a pus foarte mari probleme. Ce le-a lipsit ca să înscrie? Noroc, așa e la fotbal. Cine scrie mai mult câștigă. Pentru viitor, vă aveți planuri pentru echipă? Ne dorim să ajungem cât mai sus în clasament. Dacă avem șansă să ieșim și pe primul loc, ăsta ar fi un obiectiv pentru noi. Și pentru campionatul viitor, vă gândiți la schimbări în ce privește componența echipei? Noi avem un lot mai larg de jucători, dar au fost concediile acum sunt în vacanță și îmi fac și treburile cum pot. Și venim cum putem și noi la meciuri. Gândindu-ne la meciurile din seara aceasta, care vi s-a părut cel mai dificil? Ultimul, pentru că a fost al treilea și n-am mai avut putere, fiind și obosiți, a fost mai greu. Totuși l-ați câștigat și pe acesta, vă așteptați? Dacă venim să jucăm fotbal, ne dorim să câștigăm fiecare meci. Asta depinde de atitudinea care o avem la fiecare meci. Dacă nu avem pe cea pozitivă, nu avem niciodată șansă să câștigăm. Încercăm să ne motivăm de la meci la meci. Mulțumesc, o seară frumoasă vă doresc. La revedere. Nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru oficial www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor noștri de la Cipita. Vă pup! Salut!